Hello, hello tuturor și bun găsit înapoi la show! Cu toții știm cum să pornim un autobuz în OMSI 2, cel puțin în condiții normale. Dar ce te faci dacă ai de dus în cursă dimineața de vreme și sunt temperaturi subpolare? În acest moment, pe harta X10 Berlin, este o temperatură de minus 50 de grade Celsius, exact așa cum arată termometrul din cabina acestui superb rocar de Simon. E bine, haideți să vedem cam cum se realizează procedura de plecare din depou, mai exact de pornirea motorului în astfel de condiții. Ce părere aveți? Va reuși mașina să pornească sau nu? Răspunsul este nu. Nici nu apucă să rotească motorul, mă refer la demaror, desigur, și bateria moare. Priviți ampermetrul ăsta de aici, da? Deci. E bine, ce putem face în aceste condiții? Evident, mașina nu este capabilă să facă față acestor temperaturi extrem, extrem de mici și nu este numai cazul rocarului de Simon. E perfect valabil în cazul oricărui alt autobuz din acest joc. E bine, este foarte simplu, nu trebuie să intrați în disperare, pur și simplu vă duceți în meniu și apăsați butonul de servisare. Vă promptează că trebuie să intervină echipa de depanare și priviți, mașina este pusă în funcțiune. Bineînțeles, nu putem ști ce fel de reparații au fost făcute, poate pur și simplu au făcut focul sub motor, dar ideea este că au pus mașina în funcțiune, deși temperaturile extrem de joase afectează funcționarea motorului. Auziți cum sună când îl ambalez. Abia dacă se turează. Foarte, foarte greu funcționează față de cum este făcut să meargă în mod normal. Nu pot să nu admir această atenție la detalii din partea devilor acestui joc. Evident, au luat în calcul pornirile la rece pe vreme deosebit de friguroasă și mașinile resimt temperaturile scăzute. Ok, hai acum să mai vedem un comportament care zic eu că este foarte interesant, specific din câte am observat rocarului de Simon în acest joc. Și anume, cum se comportă sistemul de încălzire al acestei mașini la temperaturi foarte, foarte scăzute. Acest segment ar putea servi și ca un fel de feedback în caz că dorește să schimbe, să modifice anumite părți ale pedalului, Paul, dacă se uită la asta. Deci, din videourile anterioare în care am tot prezentat autobuzul ăsta, știți probabil deja că sistemul, în mod normal vreau să zic, deci la temperaturi peste 0 grade, sistemul de încălzire al Simonului este ridicol de eficient. Chiar și pe o temperatură setată la absolut minim, nu temperatură exterioară, mă refer la sistemului de încălzire al mașinii, da? Face o căldură extraordinar de mare, deci imediat se duce la 25, 26, 30 de grade, da, în interior. Foarte eficient. Doar că are o problemă pe care am remarcat-o. Nu face față odată ce temperatura exterioară scade prea mult. Actualmente afară sunt 15 grade Celsius. Observați că nivelul de încălzire al motorului este optim. Acul indicator e la mijloc aici. Și haideți să pornim ventilația pentru a băga căldură. De reținut faptul că în acest moment căldura este setată pe maxim, deci bagă cât se poate de multă căldură. De asemenea, vă rog să rețineți dacă nu știți că această mașină nu este echipată cu un sistem de încălzire suplimentar, na? Deci nu folosește decât căldura generată de motorul propriu-zis pentru a încălzi habitaclul mașinii. Na? Și uitați-vă pe acel termometru de deasupra volanului cât de repede crește temperatura interioară. Pentru a optimiza rezultatele acestui mic experiment pe care îl facem, voi încerca să țin ușile cât se poate de puțin timp deschise în stații pentru a nu pierde căldură. Acest joc simulează și aspectul acesta. Dacă ai ferestre sau uși deschise și le ții deschise, evident, intră aerul rece din exterior și interiorul mașinii pierde căldură. Este logic să se
comporte în acest fel. Dar haideți să urmărim un pic și să vedem. Deci deja se duce spre 25 de grade Celsius. Nu are niciun fel de probleme să încălzească interiorul mașinii. Ca o notă separată, de această dată mi-am propus să ne jucăm un pic pe linia M29 de pe harta Berlinic 10. Este pentru prima dată când încercăm să facem o linie M. Liniile M sunt numite astfel, deci M-ul acela vine de la linie metro sau metro, cum se pronunță, îmi imaginez, în germană. Și am înțeles că sunt niște linii speciale, în esență sunt opusul liniilor X, cum este X10, linie ce dă numele hărții, da? X-urile sunt liniile express, ce au foarte puține stații, iar M-urile sunt liniile metro, ce au foarte stații plasate extrem de des, da? Cam asta e ideea, observați intervalul stațiilor, cât de scurt este, da? Aici nu era nevoie să opresc pentru că nimeni nu vrea să coboare. Desigur, în OMSI, de fiecare dată când cineva dorește să coboare, pasagerii sunt programați să apese semnalul să te anunțe că dorește cineva să coboare. Deci nu ai cum să faci greșeli în care să nu oprești în stații și să vrea cineva să coboare și să nu te anunțe, da? Bun, și observați că deja am ajuns aproape de 28, avem 28 de grade Celsius, ne apropiem de 30 fără niciun fel de probleme. Acum, haideți să facem un experiment și să începem să reducem din meniul jocului temperatura exterioară. Sunt 15 grade Celsius setate în momentul ăsta și voi duce temperatura la 0 grade. Haideți să vedem ce se întâmplă. Vă rog să urmăriți atât termometrul cât și indicatorul temperaturii motorului, pentru că comportamentul este foarte interesant. Observați, deja a scăzut cu un punct, era 28,1 și acum s-a dus la 28 punct. Deci, în acest moment, denotat faptul că schimbările temperaturii exterioare din meniu, vreau să zic temperaturii ambientale al jocului, se produc în mod instantaneu, da? Deci nu există niciun fel de tip de așteptare. Odată ce setezi o anumită temperatură, jocul imediat îți duce acea temperatură la maxim. Și asta mai e un comportament pe care l-am remarcat când de foarte multe ori când fac experimentul ăsta glicește termometrul. Observați? În momentul ăsta, din păcate, nu ne mai putem baza pe termometru, dar ne putem baza pe una la mână, pe reacțiile pasagerilor și pe indicatorul temperaturii motorului. Pentru că cu cât voi începe să scad din ce în ce mai mult temperatura exterioară, cu atât motorul, în ciuda faptului că actualmente este încălzit și că funcționează, ba chiar îl ambalez când merg cu mașina, nu îl las la relantii, motorul va începe să pierde din ce în ce mai multă căldură până va ajunge la zero cu nivelul temperaturii. Și nu ia foarte mult, deci deja pe la minus 15, minus 20 de grade se va face simțită chestia asta, nu trebuie temperaturi subpolare. Haideți să scădem temperatura la minus 11, să zicem. Să mai mergem un pic, să vedem dacă reușim să accelerăm acel fenomen, dat fiind faptul că nu ne mai putem baza pe termometrul acela deasupra volanului. Glitch-ul ăla mi s-a întâmplat mai mereu, deci am încercat de câteva ori până acum să fac experimentul ăsta, să fac filmul ăsta și de fiecare dată mi s-a întâmplat glitch-ul ăla în care nu mai funcționează termometrul. Până la urmă am zis, vă, îl facem așa cum e și vedem ce iese. Asta este. Efectiv m-am săturat să tot stau să reiau, adică să respawnez mașina, că asta trebuie să faci în esență, pe care să merg cu ea să-i încălzesc motorul. Deci în momentul ăsta observați că pasagerii se plâng că am temperatură prea mare în mașină. În scurt timp nu o să mai fie cazul de așa ceva. Ba chiar o să înceapă să se plângă că temperatura este prea scăzută, în ciuda eforturilor sistemului de a menține temperatura. Acum, eu nu știu cum se comportau mașinile astea în realitate, dar ceva mă face să cred că, mă rog, minus 10, minus 15 grade Celsius nu este o temperatură extrem de joasă nici măcar pentru București, da? Ceva mă face să cred că nu aveau problema asta. S-ar putea să fie o problemă a jocului, așa că am decis să postez acest test pentru ca să
Există niște feedback în caz că nu s-a prins nimeni altcineva de comportamentul ăsta, în caz că Paul dorește să corecteze. Dacă va vrea și va putea comportamentul ăsta. Și nu, am verificat mașinile celelalte autobuze nu au genul acesta de comportament. Deci, observați, la stația următoare vom scădea și mai mult temperatura, voi încerca să provoc genul acela de comportament în care va începe să scadă temperatura motorului. Și ăștia ce fac aici? Sau... Avem parte de un ambuteiaj. Ce pare să că nu se va rezolva prea curând. Deci, scuzați. Scuzați-mă că fac chestia asta, dar va trebui să depășim momentul cum vom putea mai bine. Da, știu, s-au supărat. S-au supărat pe mine, dar n-aveam ce să fac. Dacă stăteam acolo, rămâneam toată ziua. Bun, haideți să mai scădem un pic temperatura. Mergem la minus 17 grade. Și vedem ce fel de comportament va avea mașina. Am mai mers pe bulevardul ăsta. Și acum să fac un mic comentariu și despre cum sunt structurate lane-urile benzile, da? Foarte ciudate mi se par. Vă voi zice imediat ce vom lua pasagerii ăștia, la ce mă refer. Observați, banda exterioară, banda a treia, este destinată traficului obișnuit. Banda centrală este destinată traficului transportului public, da? Bus scrie pe ea. Observați și în diagrama aia. Iar prima bandă de obicei este destinată parcării, da? Problema este că la intrarea în intersecții se produce la un moment dat o bretea care practic taie calea benzii de autobuz pentru a le permite șoferilor ce circulă cu mașini mici, deci traficul obișnuit, să treacă pe banda întâi, astfel încât să poată să facă la dreapta. Observați chestia asta. Și mi s-a întâmplat mai mereu, mai ales din simplu motiv că AI-ul nu este suficient de deștept să se asigure când face manevra asta, să mi taie fața o groază de ăștia și să îi și pocnesc, cel puțin i-aș fi pocnit dacă n-aș fi avut clipping-ul activat, sau în cel mai rău, în cel mai bun caz, pardon, să-mi supăr pasagerii punând o frână din aia serioasă, să-i dau cu dinții de scaunul din față sau de bare. Deci, nu știu ce au avut în cap germanii când au făcut chestia aia, dar mi se pare o soluție foarte bună. Bun. Observați deja că pasagerii ce urcă în momentul ăsta nu se mai plâng de temperatură excesivă, iar termometrul parcă și-a accelerat criza. Spasmele sunt din ce în ce mai accelerate. Dar să vedem când și unde va începe serios să cadă acul temperaturii motorului. Deci ceva se întâmplă. Chiar dacă nu mai putem vedea temperatura, din păcate, putem fi destul de siguri. De fapt, dacă mă credeți pe cuvânt, vă zic eu că este 100% sigur că în momentul ăsta instalația de încălzire a mașinii nu mai face față și că autobuzul pierde căldură în loc să câștige. Toată lumea jos. Și toată lumea sus, bineînțeles. Îmi plac liniile astea M pentru că sunt foarte, foarte aglomerate. Observați și voi cât de mulți pasageri se urcă și coboară. Bun.
La stația următoare vom mai scade temperatura un pic. Îmi place chestia asta cu parcarea pe mijlocul drumului. E o chestie inteligentă, e o utilizare eficientă a spațiului din punctul meu de vedere. Și în față avem un M19. Sunt două linii M jucabile în acest joc. M29, adică asta pe care o jucăm noi, și M19. Hai să mergem la minus 21 de grade, da? Să vedem ce se va întâmpla. Și amintiți-vă să acordați atenție indicatorului de temperatură al motorului, adică acela imediat de lângă vitezometru. Ăsta cu autobuz din față e pe tot drumul, nu știe încotro parte o vrea. Și mergem mai departe. Da, în altă ordine de idei, ca feedback, vedeți și tu. Dați-vă și voi AI-ul. Ăsta este oprit pe banda de autobuz. Parcă ar fi la noi. Și credeți-mă că ăsta prezintă creatorii acestui add-on ca un... ca o chestie de flavor, ca un avantaj. Comportament 100% realist. Oamenii îți blochează calea. Într-adevăr, poate că putem considera genul acesta de comportament realist. Toată lumea jos. Bine, de fapt nu este toată lumea jos când am ajuns la capăt de linie. Dar, înțelegeți, ca comportament al mașinii în continuare, chiar dacă este varianta beta încă, nu a apărut varianta normală, standard, mă rog, full, a trebuit să zic. Este extraordinar în continuare, nu-i pot găsi prea multe lucruri să critic. Comportamentul ăsta anormal pe care încerc să-l demonstrez cu instalația de încălzire ar fi una la mână și doi la mână aș vrea, de dragul realismului, pentru că în realitate nu aveau așa ceva mașinile astea, să nu se mai aprindă lumina interioară de la șofer, dacă avem luminile exterioare aprinse, da? De fiecare dată când deschid sau închid ușa față. Pentru că scriptul ăsta este util numai în momentul în care ai un autobuz german ce are casă de marcat și trebuie să emiți bilete de fiecare dată când urcă cineva prin față. În cazul de față suntem complet izolați de compartimentul pasagerilor și chiar dacă am dat paravanul ăla jos pentru că se poate pentru această mașină, tot nu avem casă de emis bilete. Deci aș vrea, plus că în realitate nu exista chestia asta pentru rockarurile de Simon, deci aș vrea să nu se mai aprind. Și ca gameplay trebuie să recunosc că este ușor enervant, hai să zicem așa, dacă mergi noaptea și de fiecare dată când aprinzi că e destul de stridentă, intensă lumina aia. De fiecare dată când deschizi ușa față să se aprindă becul ăla, nu e foarte ok. Altfel, extraordinară mașină. Dacă mai vrea cineva să urce. Mai e un glitch în care se pare că pot da request din afara mașinii anumite persoane. Request de urcare sau de coborâre, mă rog. Dingul acela. N-ar trebui să existe comportamentul ăsta și, bineînțeles, mai este un glitch de pathing al pasagerilor cu treptele. Sau mai exact, probabil e cauzat de barele acele centrale de pe trepte, în care se tot foiesc pe acolo de fiecare dată când urcă sau coboară, fac niște piruete destul de amuzante, dar care, mă rog, trebuie rezolvate. În rest, mașina mea favorită de departe, nu pot spune nimic altceva în legătură cu autobuzul ăsta. Este absolut impecabil făcut.
Abia aștept să vedem varianta finală. Și țin să vă zic că n-am mai jucat chiar atât de mult OMC în ultima vreme, nici n-am mai făcut clipuri. Dar de fiecare dată când am mai jucat ca să mă relaxez, mă rog, am mai dat o tură prin joc, numai cu autobuzul ăsta am făcut. Ceea ce pot spune că, da, fiindcă l-am condus atât de mult, mi-a permis să observ anumite și o anumită, nu aș putea o numi problemă, e vorba mai mult de percepție sau preferință personală. Zgomotul de eliberare al frânelor. Vă voi arăta imediat la ce mă refer. Frânele sunt pe aer comprimat, da? Deci toate autobuzele au acel zgomot specific când iei piciorul pe frână, mai ales astea mai rudimentare, da? Dar în cazul de Simonului, odată ce faci destul de multe ore pe el, zgomotul acela este suficient de strident încât să devină ușor enervat. Mai ales că îl auzi cu aceeași intensitate de fiecare dată când iei piciorul de pe frână. Chiar dacă pui o frână ușoară, același comportament. Ascultați. Pun frână, liberez. Pun frână, eliberez. Deci, fusul acela. L-ați auzit, sper, da? Ăla, dat fiind necesitatea de a pune frână în continuu, în traficul urban, la un moment dat devine agasat. Dacă joci autobuzul doar, din nou l-ați auzit? Dacă joci autobuzul, nu știu, o dată de două ori și gata, nu este niciun fel de problemă. Dar dacă investești mult timp cu această mașină, atunci, hai să-i lăsăm pe ăștia să coboare. Atunci zgomotul poate deveni agasat. Cel puțin pentru mine, poate stă mai prost cu nervii. Nu ne chestia asta. Dar un zgomot mai puțin strident ar fi fost, sau poate din cauza că e o singură tonalitate. Nu știu exact. Dar ce v-am zis mai devreme? Uite cum taie față. Dar pentru mine zgomotul ăla ajunge să fie destul de supărător la un moment dat. După suficient de multe ore făcute cu această mașină. Și se pare că jocul nu vrea să mă lase să vă demonstrez chestia asta, pentru că temperatura se menține la un nivel acceptabil. Bun, hai să mai încercăm să mai coborâm un pic temperatura. Vreau să provoc comportamentul ăla. Minus 26 sau cât avem acolo. A coborât toată lumea din autobuz. Aici, în esență, este capăt de linie. Chiar dacă trebuie să facem să întoarcem pentru a ajunge la adevăratul capăt de linie. Mă voi angaja pe banda a doua pentru că vreau să întorc. A, și mi-a prins capătul de linie fix de aici. Dar oricum trebuie să întoarcem, pentru că adevăratul nostru capăt de linie este acolo, vedeți? Pentru M29, iar M19 e acolo, vis-a-vis. Deci pentru M19 trebuie să mers la următorul quartal de ăsta de întors, iar aici este pentru noi. A, și deja de la minus 26 de grade sau cât avem acum, observați că temperatura motorului începe să scadă. Să vedem. Să vedem cum se va comporta în continuare. Dar bineînțeles vom vedea după ce vom trece de semafor. Și să încercăm să
ne angajăm aici. Și am cam ajuns la capăt de linie, doar că ăsta e oprit aici. Și sunt într-o poziție cam ciudată, dar n-am ce să-i fac, hai să încerc să-l dau un pic mai în față. Ok. Perfect. Când e plecarea următoare? La 14.49. De ceasul 32 mai avem de așteptat, așa că hai să dăm mai înainte. Fast forward 48. Aici că e suficient. Splendid. Hai să mergem și pe retur un pic. Și observați că temperatura motorului deja la temperatura asta exterioară nu mai face față. Dacă aș fi stat destul de mult timp la temperaturi mai mici exterioare, același comportament l-aș fi avut. Se pare că aici e stație, dar nu este absolut nimeni în stație, dar e o ocazie bună să-mi schimb destinația. Deci vom merge către Rosneck. Asta înseamnă că trebuie să setez aici Rosneck pe Ibis, ceea ce este absolut perfect. Nu este nimeni în stație. Mergem la stația următoare, desigur. Deci, acum se observă clar, da? Temperatura motorului a scăzut. A ajuns de pe la jumatea cadranului pe la sfert. Și va începe să scadă din ce în ce mai mult. Deci, ăsta e un comportament pe care eu zic că, nu știu, n-ar trebui să fie. Adică, sincer, nu mi se pare un comportament realist sau ok pentru mașina asta. Adică minus 25 de grade Celsius e o temperatură scăzută, dar nu e subpolară, da? Nu e siberiană. Nu sunt minus 60. Nu văd de ce ar cauza genul acesta de comportament din partea, nu numai a sistemului de încălzire, dar și din partea motorului, care pur și simplu motorul nu poate genera suficient de multă căldură cât să funcționeze. Vom mai merge un pic așa. Vreau să demonstrăm clar comportamentul ăsta, să nu existe dubii, da? Guten Tag, hello! Și în scurt timp îmi imaginez că pasagerii vor începe să se plângă despre nivelul temperaturii interioare. În continuare, zic că este o temperatură excesiv de ridicată în interior. Dar probabil chestia asta nu va mai dura prea mult, mă gândesc. Să așteptăm să treacă acest copil ca să folosesc inflexiunile tribunului. Și mergem. S-a întunecat sau mi se pare mie? Vine seara. Hai să aprindem luminile. Să nu se supere lumea pe noi că nu mergem cu luminile aprinse. Voi aprinde odată ce voi ajunge în stație și luminile pasagerilor. Le-am bindate pe taste, să vă vină să credeți sau nu. Dar nu mai țin minte exact care sunt tastele și nu vreau să apăs la numerală în momentul ăsta. Dacă în continuare se uită cineva și se întreabă cum de poți deschide din tastatură ultima ușă, ușa a treia, am un tutorial deja, vă puteți duce pe canal și îl puteți căuta cum să vă bindați o tastă ca să deschideți ultima ușă pentru autobuzele cu 3 uși. Și hai acum să ieșim. Ne trebuie un unghi mai mare de atac. Deja s-a făcut coadă, vine ora de vârf. Agață framerate-ul, nu mai încarcă bine texturile. Toate lucrurile astea minunate se întâmplă. OMSI 2 este OMSI 2 până la urmă. Dar
Ce ne interesează pe noi cu adevărat este temperatura motorului, iar temperatura motorului observați că se duce din ce în ce mai jos. Iar în scurt timp va ajunge la zero. Toată lumea în vagon, pentru că asta nu este autobuz cu remorcă, deci putem spune vagon, nu vagoane. Sau vagonuri, dacă ești analfabet, poți spune și vagonuri. De ce nu? Trăim într-o era libertăților de toate neamurile, deci imaginez că undeva pe undeva este perfect ok sau cineva are vreo inițiativă de a legalizați și genul acesta de exprimare defectuoasă, pentru a fi mai comod. E mai comod să fii analfabet decât să înveți gramatică de bază, nu? Bun. Sau, mă rog, scuzați-mă, nu analfabet, parte semi-analfabet. Stați în școală, copii, dacă vreți mai târziu să nu regretați chestia asta și să nu renunțați la respectul de sine. Pe cât posibil, deși știu că este greu actualmente cu criza COVID-ului și cu modul cel puțin dubios de a face managementul școlarizării. Și taximetristul ăsta, ca un adevărat taximetrist, este... A, credeam că e oprit pe banda mea, dar de fapt era oprit la semafor. Nu-i nimic, o să-l depășim. Sau ne va depăși el pe noi. Cert e că ne vom forța calea pe mijlocul drumului ca să ne angajăm către următoarea stație și voi schimba banda în intersecție, pentru că așa știu eu, ca un adevărat șofer de autobuz. A, nu, șoferii de autobuz sunt ok. Din câte am mers și eu cu ei, pentru că eu nu sunt personal șofer de autobuz. Să zicem că marea majoritate respectă regulile de trafic, nu fac chestii extraordinar de dubioase. Cum fac ăștia, de exemplu. Asta nu înseamnă că nu am întâlnit... scuze, știu că se uită la mine și oameni din industrie, ca să le spunem așa, dar asta nu înseamnă că nu am întâlnit ocazional și melteni pe autobuze, în trafic. Dar, hei, oameni de genul ăsta întâlnești în toate cazurile. Totdeauna se întâmplă să găsești. Asta este comunitatea umană, este o adunătură pestriță. Sunt oameni de calitate și sunt și ultimele scursuri, oriunde te-ai duce. N-ai ce să le faci. A, că genul de scursuri sau șulfe de ultima speță sunt atrași de anumite activități specifice pe care, din păcate, pentru noi le domină ca meserii, cum ar fi meseria de politician, adică nu întâlnești prea mulți oameni extraordinar de integri în clasa noastră politică, hai să nu ne îmbătăm cu apă rece, să zicem că nu e așa. Asta e partea a doua, dar da, nu știu de ce tot deviez eu discuția. Poate ar fi mai bine să nu mai îmi exprim opiniile astea așa în momentul ăsta și să mai scădem un pic temperatura, ce părere aveți? Pentru a accelera procesul de răcire al motorului. Deci, hai să mergem la minus 20, 30, minus 30 de grade. Hai, rămânem la minus 30 de grade. Să vedem ce se va întâmpla. Pardon, le-am închis fără ușile la nas. Ușile! 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 Le-am închis ușile. Scuze, a intrat în... A avut o cădere de calciu limba. Nu mi-a mai ajutat tentativa de a mă exprima cât de cât coerent. Deci ușile s-a dus. Ăsta, într-adevăr, este oprit pe banda de autobuz. Trebuie să le fac cum le-a făcut, cum i-a făcut cocalarului. Cocalarului, lui a
tipul ăla cu metro, cu tramvaiul, pardon. Batmanul, dacă mai știți clipul. Să le aplică aceeași corecție. Cea mai tare fază ce am văzut-o în istoria recentă a traficului bucureștean. Dacă nu știți la ce mă refer, sunt sigur că puteți găsi, am făcut chiar și eu o parodie după clipul ăla. Și în continuare ăștia se plâng de high temperature. Și că poate n-am reușit să obțin exact comportamentul care îl doream, dar și-a revenit termometru. Ha, foarte interesant. Hai să vedem dacă și nu, e în continuare glitchuit. Dar motorul se duce, observați? Temperatura se apropie de cold. Deși evident că eu merg cu el. Poate temperatura ridicată în interior e cauzată de aglomerație, mă gândesc. S-ar putea că am observat că ocazional crește temperatura când e setată foarte, foarte scăzută. Crește și singură temperatura interioară autobuzului. Și e singura explicație la care mă pot gândi că încălzește. Nu știu dacă e chiar atât de bine simulat. Dar din cauza corpurilor calde, că s-a întâmplat chestia asta cu încălzirea oprită. Deci, da. Aici e linia N, e stația de noapte. Nu ne interesează și de-abia după intersecție vine stația noastră. Și a coborât foarte, foarte multă lume aici. Și deja cineva dorește să coboare la stația următoare. Deci, cred că se observă. Cred că se observă cu ochiul liber la ce mă refer. Genul de comportament al motorului. Efectiv, nu reușește să-și mențină temperatura optimă de funcționare. Începând cu vreo minus 25 de grade Celsius. Deși eu am remarcat chestia asta umblând mai mult cu mașina asta și mai devreme de atât. Doar că probabil dacă nu setezi o temperatură atât de scăzută, durează mai mult să se întâmple fenomenul ăsta. Și încet, încet va ajunge, în ciuda faptului că motorul este turat și funcționează în regim, va ajunge să se bată zero acolo pe ecran, pe cadran. Deci, da. Nu știu dacă așa este intenționat comportamentul, probabil că nu. Așa că sper să servească clipul ăsta și ca un feedback. Pentru o posibilă rezolvare a acestei probleme până la varianta finală. Dacă nu este intenționat să funcționeze așa și eu nu cred că este. Se face seară, traficul spre centru e din ce în ce mai aglomerat, dintr-un motiv sau altul. Mă așteptam să fie spre periferie trafic mai aglomerat. Iar noi mergem tot înainte, M29. Alo.
iar oamenii deja nu se mai plâng de prea multă temperatură, că o duc prea bine cu temperatura. Deci, ceva se întâmplă. Hai să schimbăm lane-ul. Pentru că noi mergem înainte. Tot înainte până la victoria finală. Sau până la victoria Lipan. Celebra detectivă mioritică. Bun. Și acum mai întoarcem pe oameni la căsuțele lor. Și haideți să privim și din exterior acest superb autobuz. În caz că vă place skinul ăsta de STB, l-am făcut eu personal. Cel mai real YouTuber pe care poți spera să-l urmărești, desigur. Și dacă îl vreți, vă voi lăsa, desigur, un link să îl luați. Iar modul în sine, bineînțeles, vă voi lăsa un link și către mod, ca să nu sunteți familiarizați cu modul. L-am prezentat în repetate rânduri până în acest moment. Este o variantă beta a unui mod de autobuz ce își propune să recreeze în cele mai mici detalii rocarul de Simon, așa cum apărea el în realitate pe străzile din București și nu numai. Este un mod ce, odată terminat, va fi disponibil complet gratuit de luat și de jucat, și acum este disponibilă varianta beta. Și este, fără laudă nemeritată, zic eu, cel mai, sau unul dintre cele mai bune și detaliate și atent făcute autobuze din acest joc până în momentul ăsta. Chiar și comparativ vorbind cu modurile ce țin de pachete disponibile pentru a fi cumpărate. Deci, dacă îl vreți, veți avea un link către pagina oficială de Facebook a developerului. Și, bineînțeles, vă veți putea downloada beta-ul până va apărea varianta finală. În mare parte, beta-ul este complet, ba chiar e mult mai complet decât alte moduri, alte autobuse ce le puteți lua chiar și pe bani în jocul ăsta. Dar încă nu este perfect, adică nu este în totalitate terminat. Anumite comenzi, anumite funcții, cum ar fi trapele de acoperiș, nu funcționează, deși în varianta finală vor funcționa. Și observați că temperatura motorului e practic zero. Lasă-mă să trec, că ies din stație. Trebuie să-mi acorzi prioritate. Nu numai că este aproape zero, dar chestia asta începe să se resimtă și în modul în care se turează motorul. Deci, cred, sper să fi reușit să fi demonstrat ce mi-am propus să demonstrez. Și dacă se uită Paul, tipul ce a creat acest mod, să ia cunoștință de aceste chestii în caz că nu știe de ele și poate vrea să revină asupra lor, să facă niște modificări, nu știu, zic și eu. Feedback-ul, eu zic că este bun.
Mai ales dacă ești un tip atât de perfecționist cum știu că este Paul. Deci. M-am gândit să-mi aduc aportul către efortul de a dezvolta această mașină. Efortul depus de OMSI2 România în garaj. Vedeți aici. Și se pare că termometrul și-a revenit în sfârșit, mi se pare mie, sau a scăzut temperatura. Bine, 27 în continuare e o temperatură imensă, da. Probabil încă se păstrează temperatura în interior, că n-am avut suficient de mult timp ușile deschise. Sau a fi glitchuit termometrul, nu știu. Dar observați că deja la temperaturile astea nu mai face față, nici măcar motorul să păstreze căldura. Și nu sunt minus 60 de grade, temperaturi siberiene. Un alt comportament destul de ciudat, ce cred eu că este cauzat de căderile de framerate, dar nu sunt 100% convins, este faptul că vibrează ușile în anumite cazuri. Vibrație. Eu am fost de vină, eu am intrat pe roșu. Vibrație ce se rezolvă în momentul în care deschizi și închizi la loc ușile. Deci e un comportament interesant. Și am ajuns la capăt de linie. La Rusnek. Acum tot ce trebuie să facem este să întoarcem drăcia asta și să vedem pe unde intrăm. M29 pe partea aia. Perfect. Haideți că nu vine nimic. Și aici avem capătul, M29 terminus. Haideți să vedem dacă ne dă și OK-ul. Se pare că dintr-un motiv sau altul nu ne-a dat OK-ul. Că într-adevăr n-a detectat jocul faptul că în sfârșit ne-am terminat turul, dar asta este. Bun! Iar temperatura motorului, uitați-vă și voi aici, temperatura interioară scade, se pare că și-a revenit termometrul într-un final fericit. Iar temperatura motorului este aproape de 60 de grade, deci este pe albastru, da? Cum ar veni, e temperatură foarte redusă. Evident că la temperatura asta exterioară, motorul nu este capabil să-și mențină temperatura. Asta este, de fapt, ce am urmărit să demonstrez. Vă mulțumesc pentru atenție, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale acestui canal. Până data viitoare vă doresc multe ore pe traseu lipsite de griji în acest joc și numai bine. Bye bye!